Astăzi, 18 iunie, evaluarea națională a absolvenților de clasa 8-a a debutat cu proba scrisă la limba și literatura română. La nivelul județului Călăraș, 2147 de absolvenți s-au înscris pentru a susține examenele care le permit continuarea studiilor liceale. Evaluarea națională va continua cu proba scrisă la matematică, probă ce va avea loc joi, 20 iunie. Pe 21 iunie va fi susținută proba scrisă la limba și literatura maternă, iar pe 25 iunie se afișează rezultatele înaintea contestațiilor, până în orele prânzului. Tot pe 25 iunie se vor depune și contestațiile, între orele 14 și 20. Acestea vor fi soluționate în perioada 26-28 iunie, iar pe 29 iunie vor fi afișate rezultatele finale după soluționarea contestațiilor.